Vă rog frumos să mă credeți că n-am avut nicio pretenție. Am venit din Bistrița și chiar mă interesează problema și mă interesează și părerea dumneavoastră, că altfel puteam să-mi spun problema lângă gar să plec. Da, înțeles. Deci, am venit cu gânduri bune și nu, eu nu sunt avocata familiei Petri și nu sunt nici dușmanul dumneavoastră. Am înțeles. Dacă vroiați să rezolvați nici problema până au venit televiziunea, putea să o rezolvați. Ca să... Se rezolvă... Nu e chiar atât de simplu. Trebuie să se rezolve... Proiectul ăsta pentru care s-au accesat fondurile europene este făcut de niște specialiști. Noi nu putem să facem o derogare fără să așa numai de capul nostru că familia fetei nu este de acord. Este făcut, are, sunt toate actele la zi. Lățimea drumului este de 8 metri trecută în nomenclatorul domeniului public al comunei Târlișua. Acum, normal că fiecare nu este cuprins de niciun fel de sarcină. Adică nimeni nu a depus, când s-a făcut nomenclatorul public, care are o proprietate care asupra căruia să fie, să aibă pretenții în vecinătatea drumului. Da, dar s-au știut când s-au făcut nomenclatorul. Păi, bineînțeles că s-au știut, că altfel... Adică familia Petri, când s-au făcut proiectul de drum, da, li s-au comunicat că le ia 2 metri din proprietate, sau 3 metri, sau nu s-au comunicat, din moment ce a fost... Lățimea drumului e de 8 metri. Așa e trecut în un monitor oficial. Da. 8 metri. Acum, nici dumnealor n-au atât de proprietate asupra terenului. Dumnealor, fiecare, nici nimeni. Că foarte puține familii din comuna Târlișoara sunt îndepărat terenul ca să fie proprietari. Da, știm asta. Știți. Da, că e o chestie generalizată. Da, dar totuși familia fetei, am înțeles că stă acolo de niște zeci de ani. Da. Au stat... Deci, au mormintele acolo. Da, este adevărat, este adevărat. Și ăsta e un semn. Părinților au fost locul. Știu. Na bun, dar nu... Deci, dumneavoastră este singura problemă. Adică, mai fost probleme, dar care s-au rezolvat pe plan local. Vă dați seama că lungimea drumului este de 3,5 km. Și este un drum foarte frumos. Cel puțin cât am văzut, e foarte bine lucrat, ce mă pricep eu, și am văzut alte drumuri mult mai proaste decât ăsta. Și e foarte bine că se face, motiv pentru care vă felicităm. Dar trebuie să găsiți o soluție și pentru oamenii ăștia, că nu e o soluție să vă tăsfădiți cu ei și cu dumneavoastră. Și ei cu gardul în drum și cu drumul în gard. Deci soluția este în felul următor. Eu am povestit cu proiectantul, între timp, după ce mi-a făcut, am povestit cu inginerii de la drum, care ar fi soluția ca să nu mai intrăm în proprietate. Știu că dumneavoastră e aproape de casă, într-adevăr, este o problemă acolo. Sunt de acord. Lucrurile nu se fac, s-au oprit lucrarea, nu s-au mai mers mai departe. Deci nu s-au mai dus, nu? S-au oprit lucrarea. Da, dar nu cred că s-a oprit lucrarea, dar pârâul e chiar în... Deci gardul e din coace de pârâu. E oprit în terenul lor. Acolo nu cred că se va putea merge mai departe așa. Nu se merge, că de-aia am folosit cu proiectantul să găsim altă soluție pentru șanț. Deci să limităm șanțul, să nu mai fie de dimensiunea aia care a fost trecută, bineînțeles cu dispoziția de șantier, cu... toate avizele necesare, că vă dați seama, modificarea de proiect nu este atât de ușoară, mai ales că sunt pe fonduri europene și procedura e destul de complicată, mai ales că specialiștii de la statul mare sunt puțini, avizarea este foarte anevoioasă și care necesită mult timp. Și pe de altă parte, proiectul și durata lucrărilor are o anumită perioadă care trebuie să se încadreze în baremul ăla și după care, dacă nu se încadrează, se primesc, firma primește penalizări. Și primim și noi ca primărie. Da. Trebuie că am încercat să găsim soluția de compromis. Deci am vorbit cu proiectantul, o să se deplaseze la fața locului în zilele următoare, mâine, poi mâine, ca să schimbăm soluția pe de proprietatea dumnealor, să nu se, li se venite în proprietate, în așa fel încât să șanțul să aibă aceeași dimensiune. Au zis că ar fi de acord da. Să mai mute puțin gardul în contextul în care le faceți șanța acoperit. Nu așa ați spus. Da. Nu gardul să nu se mai mute. Ăla gard când s-a mutat încă o dată. Da, atunci noi am tras gardul prima dată. Știu că l-a tras. Și nu mai dăm voie să se mai tragă. O dată. Am văzut și parii ăia, că au niște pari până unde au tras. Până acolo ne-a spus domnul inginer să tragem, că ni se face ca aici în jos, nu ni se face șanțul așa mare. Pentru că noi, nu mai putem. Ei, curtea, sunt mormintele și nu putem să mai... Sunt de acord cu dumneavoastră, niciodată nu v-am... Și o zis așa domnul inginer până acum, dar sâmbătă a venit și a luat...
Că și la Ghenia au fost tot așa, o să scăpașe. Și sâmbătă au venit și au luat mușitorii gardul și l-au zvârlit la deal. Când au venit ea, au fost gata. Au fost sosit la noi și au zis către copil să iei gardul. A zis, nici un gard nu se mai e. Și atunci am dat la domnul Țărmure să vie la fața locului și au venit. Și s-au oprit. Că o zis că până luni. Zice, zic, dar domnul primar nu a venit. Zice, nu-i în teren. Zis, o zic că sâmbătă nu sunteți în teren, dar veniți în luni. De obicei mă deplasez indiferent. O zis că veniți în luni la fața locului. Da. O zic, na. Noi n-am mai știut ce să facem. Am așteptat. Na. Păi, o zic că vecinii să dăm firma judecată. Noi nu putem să dăm, noi oameni simpli. Și oamenii necăjiți să dăm o firmă în judecată. Și o să fetele să vie televiziunea și să vadă și care e treaba acolo. O, o trebuie să facă dig. Ca să se mai largească, ca și când am venit aici, a spus așa că se face și că tăpărău și trebuie să trag și eu un puțin în grechină. Da. Nu așa a spus? Da, am spus, așa am spus. Da. Și am fost de acord, am tras. Cât o zic domnul inginer și o zic că se face la vale. La vale nu s-o mai fac cu nimic, o țăpată pământul de cum o lua din grădină, o țăpată tăpărău și au venit fechete vecinul din jos și au luat pământul când s-o termina seara firma. O luat pământul de acolo și l-a dus în râpă. Că el îi trebuie să facă străduță. Zice, ai destulă grădină să-ți mai iei când, dacă nu-s meterii la vale, că nu face dig la vale firma, o zică, eu mai am destulă grădină și poate să-mi iei până lângă zidul căsă și să-mi tragă și mormintele. Și atunci atâta nervă mi-a făcut domnul primar, de două luni, atâta. De nici hainele nu mi-e mai bine, atât am slăbit. Domnul primar, nu mai pot. Acolo, în fața familiei fetii, în drum, acolo mai venim niște localnici care mă ridică două probleme. Odată că acum cu lucrarea de la drum au avut ei ceva fântână care le-a stupat-o și nu mai da. Au apă. Și a noastră a fost fântână acolo. De acolo duceam fântână. La ăsta lui Fechete Vasile. O altă problemă care au ridicat-o... Să răspundem pe rând după aia. Da. Acolo, aproape de dânsii, sunt două drumuri de hotar. Unul chiar la dânsii, acolo unde sunt mormintele, pe costiș în sus, și unul la pod. Și zice că firma va pune dale pe marginea drumului și nu mai au acces să urce și să coboare cu cartele de hotar. Deșina, menintina, că e suprafața de teren, știu exact, până în drum. Da. Și problema stau în felul următor. Deci vis-a-vis de dalele care sunt acolo. Eu am povestit, eram fost la Bixer, am povestit cu reprezentanții firmei, cu inginerul șef care se ocupă de această lucrare. Inginerul șef de teren îi fac ce lui se spune, bineînțeles. Normal. Am povestit și pentru fiecare problemă să facă o soluție. Deci bineînțeles că oamenii sunt în prima fază, nu sunt informați bine, inginerii și ei spun că respecte proiectul, dar normal că o să găsim acolo, nu putem să obturăm intrarea aia la oameni pe proprietate, pe drumul ăla vicinal, pe care se va găsi. Deci aia nici nu se pune problema. Vis-a-vis de fântână, deci dumneavoastră spuneți că a fost mutat podul mai sus. Deci Dumnealor spune că a fost mutat. Deci podul trebuie să aibă un anumit aliniament, înțelegeți? Da. Deci trebuie să respecte un proiect. Da. Acum, fântâna dumneavoastră, eu am povestit cu inginerul acolo, să facă, când s-o fântâna, le faceți înapoi la oameni. Nu, da. Eu spus tot așa, mi-o credeam că fântâna o să o facă. Dar la noi nu o să mai facă fântâna. Așteptați un pic, aveți un pic de retare, dumneavoastră tot ce le vreți o dată. Nu, dar o spus că nu are... Cum să faceți în ea veșina de suprafața aia de teren să vină până în drum dacă nu e aici? L-o baga la apea și e banul după terenul nostru? O bagat... Acolo... Asta e altă problemă. Problema dumneavoastră de grănițuire între dumneavoastră și vecina dumneavoastră, asta trebuie să vă rezolvați. Deci noi nu avem cum să vă... A fost un acest acolo și la tăia și l-a dus de la fața locului. Înțelegeți? A fost în mieștă. La tăia și l-a dus ea. Pe parcursul întregului proiect am avut nenumărate dificultăți de acest gen, cu nenumărați cetățeni. Am încercat cât a fost posibil pe fiecare să îi mulțumim și să respectăm doleanțele cât a fost posibil.
Înțelegeți? De acolo, acolo nu ni le-ați făcut la părău ăla. De ce intre femeile astea și fac cararea? Și de ce nu s-o fac cu dii? Deci, înțelegeți un pic românește. Deci, nu drumul, proiectul s-a făcut, s-a pus, s-a trasat aliniamentul drumului, de acolo s-a măsurat 4 metri într-o parte, 4 într-o altă. În partea aia de jos nu a fost prevăzut dig. Înțelegeți? Eu n-am cum. Și nici, nu există, nu avem niciodată drumul, înțelegeți? Da, să facem un dig acolo. Dacă nu făcut, atunci eu ce să le poți face? Să le dau din grăină? Eu nu pot să le dau. Nu se mai da din grăină. Acum, vis-a-vis de dumneavoastră, o să găsim soluția potrivită ca să nu mai intre acolo, să-ți facă o șanță în așa fel încât să nu mai afecteze proprietatea. Eu nu vreau să... Sper că nu considerați că e un trafic de influență că au venit noi. Dar eu am vrut să fie de față, că nu-mi place, că pe urmă zice că m-ați vândut la primar și... Nu știu ce, mie nu vreau poveștile astea. Am înțeles, am înțeles. Da. Noi vrem să fie, cum să spun, vecinii spune că să fim noi. Da. Nu. Să ne dau eu judecată firma pentru că ați făcut drum. Eu nu, ce nu să opresc eu firma ca să nu o face dumneavoastră drum? Drum, nu poți eu opri drumul. Numai subiectul am închis.